Deci și revenim la România cambogiană, deci cam așa s-a văzut treaba că diplomații străini nu iubeau rămășițele astea de popor. Deci la 1750, deci de la acea adunare a diplomaților străini, deci de la 1835, care, să spunem, punea cumva lumea la cale, că erau cu totul speciale, așa a fost la 1750 tot o ciudățenie din asta, o adunare negativă a diplomaților. Cam aceleași lucruri de la 1835 se luau, totul era sub patronaj turcesc. Deci trebuie să vedem, s-a vorbit foarte mult de comunism. De unde începe comunismul? Comunismul începe cam din Imperiul Otoman. Deci sunt manuale din antichitate care prevedeau deci, cum să se comporte învingători într-o cetate cucerită. Și totuși cruzimele astea sunt de tip turcic. Sunt de tip turcic. Rușii erau mereu în război cu turcii, deci acești revoluționari ruși au fost ajutați de către turci ca să ajungă acolo într-un nucleu suficient de numeros ca să dărâme puterea și cu complicitatea dinastiei Romanovilor. Asta e comunismul în Rusia. Asta e comunismul în Rusia, deci și cu complicitatea Romanovilor. Acum, ce se întâmplă cu România? Deci, România trebuia să treacă și ea, deci, pentru un timp în sfera asta a rușilor și tot așa îi se oferea un destin și mai tragic. Deci, Rusia avea un destin tragic, România avea un destin și mai tragic din cauza faptului că acești diplomați cumva nu vedeau cu ochi buni fețele acestea comune de oameni care erau pe stradă. Deci părea un popor complet, să spunem, cu posibilități intelectuale foarte limitate. Și așa, deci ajungem în perioada asta, deci după instaurarea comunismului în România, deci tot cu complicitatea și a regelui Mihai, deci a acestei dinastii, a marilor puteri, la niște situații monstruoase care le putem cumva termina de studiat abia acum.